Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Puterea viziunii, partea a treia. Eu te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Psalmul 32, versetul 8. Maica Tereza nu a pornit la drum în căutarea faimei. Faima a găsit-o pe ea. Ea nu a făcut decât să meargă în India, a văzut o nevoie pe care nimeni altcineva nu o împlinea, a auzit chemarea lui Dumnezeu, și-a lăsat inima să ardă și a slujit mulțimii de oameni ce trăiau în mahalalele cele mai neglijate și mai uitate de lume din Calcuta. Simplu, nu? Unul dintre cele mai celebre motori ale vieții sale a fost: viața care nu e trăită pentru alții nu e deloc viață. Să recunoaștem, mare parte din lucrurile pe care le facem în fiecare zi nu par să conteze până nu sunt evaluate ca parte integrantă a unui tablou mai mare. Când iei detaliile unei zile obișnuite și le pui în cazanul viziunii venite de la Dumnezeu și amesteci, dintr-o dată ies la lumină scopul, valoarea, adrenalina și bucuria pe care le simți atunci când știi că îți împlinești menirea. E ca diferența dintre a umple niște saci cu pământ și construirea unui dig pentru a salva un oraș. Nu e nimic nemaipomenit să umpli saci cu pământ, dar e cu totul altceva să știi că digul făcut din ei salvează un oraș de la ravagile unei inundații. Construirea unui dig conferă semnificație muncii neplăcute de a tot pune cu lopata pământ în saci. La fel este și cu viziunea. De multe ori, rutina zilnică a vieții seamănă cu munca de a lua pământ cu lopata. Dacă luăm însă aceeași rutină și o privim prin lentilele unui scop dat de Dumnezeu, totul apare deodată foarte diferit. Viziunea face ca lumea ta să fie în centrul atenției. Ea face ca din haos să răsară ordine și scop. Ea te ajută să vezi totul într-o lumină nouă. Vestea cea bună este că Dumnezeu e dătătorul viziunilor. Așa că lui cere-i să-ți dăruiască o viziune care să-l onoreze pe el.